După unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani, Știința Explorări Baia Mare speră să își revină în acest final de campionat, în care luptă pentru calificarea în grupa pentru locurile 1-6. În cadrul etapei a 19-a, Explorări joacă în deplasare la CSM București. Partida este una extrem de importantă pentru echipa antrenată de Marius Botea și Sorin Pop, care are ca obiectiv victoria. În acest moment, diferența dintre CSM, care ocupă locul 6, ultimul care asigură calificarea în faza superioară a campionatului, și Explorări, care se află pe locul 7, este de 10 puncte. Până la finalul sezonului regulat au mai rămas de disputat 4 etape, astfel că mai sunt 12 puncte puse în joc. Deși locul 6 reprezintă un obiectiv greu de atins, băimărenii speră la șansa lor și vor da totul pe teren pentru a obține această calificare. S-au făcut 10 puncte între noi, dacă noi reușim să câștigăm un meci direct cu ei, șanse mai sunt, matematice. Cât mai sunt șanse, noi trebuie să luptăm. O să fie un meci foarte greu și depinde foarte mult de noi ce formă să avem și cum o să fim în ziua meciului. Partida de la București nu va fi însă ușoară pentru băimărenii, care întâlnesc o echipă ce a avut evoluții surprinzătoare în acest sezon. Un meci cu o echipă foarte bună, practic contracandidata noastră la accederea în primele 6. În cazul unei victorii de 3 puncte, Explorări s-ar apropia la 7 puncte de CSM București. Ultimele 3 etape vor fi foarte dificile pentru echipa din capitală, în timp ce Explorări are doar meciuri ușoare. Partida dintre CSM București și Știința Explorări are loc azi cu începere de la ora 19. În meciul tur din Baia Mare, Explorări s-a impus cu 3-1 în fața formației CSM București.